Bună, astăzi o să vă arăt colecția mea de confecții din elastice și o florișcă pe igliță, nu aceea care v-am arătat ieri, ci alta. Nu am foarte multe, am atâtea. Să le scoat pe toate. Am căzut una jos. Stați. Le-am întins pe toate aici, nu știu dacă se vede. Dar am destul de multe, nu mă plâng, că nu am multe și da, haideți să începem. O să încep cu brățările, lănțicurile și chestii. Am un lănțic, așa. Vă arăt și cum stă pe gât. Da, nu prea e, cine știe ce, dar e un lănțic. Așa, cam fel de set. Este cu brățara asta. E destul de drăguță. Și ea. Și brățări am foarte multe. O am pe aceasta. Pe aceasta, care are și un accesoriu aici. Dacă vreți tutorial la acestea așa 3x3, scrieți-mi în comentarii sau la 3 like-uri. Vă fac tutorial. E super drăguță. Aceasta, aș un gam liber aici. Și așa și o cutie de mărgele, asta nu vi le arăt, dar am strâns foarte multe. Așa, ce nu am arătat? Această brățară. Aceasta nu prea-mi place cu niște, o tot țin la colecție. Aceasta. Așa. Și astea au fost pe 3. Acestea așa, din acestea am o grămadă. Am și așa. Aceasta e ceva mai frumoșică. E încă brățar așa, am multe așa. Am și inele. Dar nu știu unde sunt. Am unul așa. Unul așa. Unul așa. Așa. Astea nu prea-mi plac, dar le-am adunat la colecție. Mai am decât câteva aici. Am floricelele astea care le-am arătat. Aveți și tutorial. Videoclipul celălalt este tutorial. Două floricele, așa. Trei capșunici, patru. Una nu prea miște, așa arată. Una așa. Una așa, care v-am arătat cum arată pe telar, dar dacă aveți tutorial la 5 inimi, am zis că vă arăt. Iar una așa. Mai am o planetă așa, am făcut-o de ziua Pământului. O față, un șarpe colorat, e drăguț, mie îmi place, un șarpe verde, și acum am personaje, am această fată, nu știu cine e, am făcut-o și eu, s-a rupt un pic, stați un moment să o închid. Următoarea este Elsa. Nu prea mai și ea. Rapunzel. O gimnastă. Părul foarte lung.
Luciana, nu știu, așa, i-am pus eu numele. Aceasta nu prea-mi place cum ieși, dar, na. Și aceasta. Și asta am avut la colecție. Am avut mai multe, am avut și brăsarea rutinei, dacă vreți tutorial și la aceea, scrieți-mi cum, la care vreți, iar eu vă arăt. Iar acum haideți să vă arăt cum să faceți o floricică. Aveți nevoie de o igliță groasă și orice culoare de elastice vreți. Eu o să-mi iau culoarea roz. Dacă vreți să știți, elasticele le iau de pe bnb.ro. Bine, nu cred că mai există, și de pe EMAG. Pentru că pe această trusă mare, nu vă arată cum vă vedeți în tableta de, am dat 79 de lei, dar cred că s-a scumpit. Și pe aceasta mică, 80 de lei. Așa, luați un elastic și îl rotiți de 4 ori. 1, 2, 3, 4. Așa. Luăm două gumițe, le punem, exact așa, și tragem gumița rotită de 4 ori peste el. Vedeți să nu le trageți pe cele două. Și repetăm acest pas de 5 ori până când avem petalele. Așa, am rotit cele două, tragem. Și uitați așa trebuie să arate. Acesta am învârtit pe acesta. Da, mi s-a dat un elastic. Și dacă vreți unboxing la elastice, mi-am comandat un set, scrieți-mi cum. Sau dacă facem 4 like-uri la acest videoclip. Așa. Am rotit. Așa trebuie să arate. De 4. Dați-o arăt mai bine. Așa, și tragem acest elastic. Nu pot să vă arăt că nu zboară elastic. Așa. Nu știu dacă pot să vă arăt. Dar stați să mai iau o igliță mică. Am multe iglițe. Pentru că în setul acela mic vin mai multe și vin și mărgele, foarte multe mărgele. Așa. Aoleu. Era să rup. Și uitați. Trebuie să băgăm pe aici, prin cap. Să arate așa și la voi, adică dacă ați înfășurat și trageți, băgați aceasta pe aici și așa. Și mai facem o dată. Punem gumițele, exact așa, și tragem, exact așa.
Și așa trebuie să arate. Uitați, sunt 5. Iar acum luăm un singur elastic, îl prindem aici, ținem așa și tragem. Punem așa, 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 tragem dacă nu mai avem spațiu și așa. Iar acum, sper că ați văzut, după ce avem așa, trebuie să arate, luăm încă un elastic, îl băgăm prin cele două, să ne rămână elasticul. Puteți să-l închideți în două feluri, dar ca să fie mai sigur așa, așa, băgați pe aici și gata. Acum aranjăm petalele și taram, și o băgăm la colecție. Sper că v-a plăcut acest tutorial. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Bye!